Mă gândeam acum la emisiunea de la Capricci, cum vorbea doamna Floriște, spunea, inițial a spus că a făcut un fel de conspect așa, asupra faptelor de când dânsa a intrat în casă, iar la Capricci a spus cumva că momentul acela, când ei erau acolo lângă cuptorul cu microunde și Valentin îi spunea lucruri, iar Gabriela se comporta ca și cum totul i s-ar fi cuvenit și nu dădea nimic la schimb, ceva la modul ăsta. Iar apoi mai spunea ceva de genul că ați văzut când zicea că de ce nu se ceartă? De ce nu se ceartă? Deci aș vrea, dacă găsiți materialul, să îl ascultați încă o dată și să analizați vorbele doamnei Flori. Mie mi se pare că sunt fix aceleași vorbe pe care le-a spus Adina și cu Roxana încă de la începutul competiției. Și doamna Flori îmi pare că, cumva ca un fan al Adinei și al Ralucăi și ceva de genul un fan răit al fetelor care și-a dorit din tot sufletul să intre în casă și să îi deschidă dânsa mintea și sufletul lui Valentin, să-și dea seama ce greșeală face cu Gabriela și așa mai departe. Și-a dat seama că dacă îi spune direct, probabil că o să o refuze din prima și a luat-o pe partea aceasta cu blândețe, cu drăgălășenii și așa mai departe. La început țineți minte ce spunea doamna, iar apoi a spus despre, de fapt, motivul real pentru care a venit. Încă ceva vreau să mai spun. Un om creștin sau cu educație creștină sau un om cu dragoste de Dumnezeu niciodată nu se va comporta așa parșivește, ca să zic. Oamenii creștini cu dragoste față de Dumnezeu, cu respect, au întotdeauna frică ca nu cumva să rănească și să distrugă sufletele oamenilor celor din jur. Dânsa a spus că se gândește în primul rând la ea și la Valentin și că nu-i pasă de nimeni altcineva. Eu cunosc lucrurile astea pentru că întâmplarea face să am în jurul nostru foarte mulți preoți și atunci cunosc și cam cum ar vrea Dumnezeu să comportăm cu cei din jurul nostru. Pentru că, uitați, una din cele 10 porunci, să-ți iubești aproapele ca pe tine însăți, cum ar îngădui Dumnezeu ca tu să fii, nu știu, viclean ca un șarpe și să-ți atingi scopul prin viclenie și prin lucruri de genul. Deci asta spun. Nu e ok ce faceți, doamna Flori. Trebuia să-i spuneți franc în față și era mult